Centrala nucleară din Zaporojie, cea mai mare de pe continentul european, este acum sub, sub controlul forțelor armate ruse, care au amplasat vehicule militare, arme și explozibile în halele turbinelor numărul 1 și 2. Este un nou episod din succesiunea evenimentelor care pot să încline balanța victoriei în dreptul Rusiei, motiv pentru care l-am invitat pe Bogdan Nicolae, editor șef la Monitorul Apărării și Securității, să discutăm despre această despre importanța acestui obiectiv. Bună Bogdan Bun, pentru da. început. Știm că la începutul invaziei armata lui Putin a preluat rapid sub control centrala nucleară de la Cernobâl. Acum vedem ceva similar în cazul centralei din Zaporojie. De ce se întâmplă acest lucru? Rusia a pornit această agresiune folosind printre altele argumentul că Ucraina vrea să reactiveze cu sprijin occidental programul nuclear militar și că este pe punctul de a dezvolta arme nucleare cu care vrea să atace Rusia. Fixația Rusiei pentru centralele nucleare electrice ale Ucrainei ar putea avea însă o mai mare legătură cu punerea sistemului energetic ucrainean la pământ, împiedicarea exporturilor de energie electrică, perturbarea decisivă a economiei și, în cele din urmă, crearea unei noi pârghii pentru a constrânge Chivu să capituleze. Cât de priscantă este acum situația de la centrala nucleară din Zaporojie? Energoatom, agenție care răspunde de sectorul energetic nuclear din Ucraina, susține că prin manevrele pe care le-au făcut forțele ruse de ocupație, se poate spune acum că reactoarele 1 și 2 ale centralei sunt minate. Centrala are șase reactoare în total. Unul dintre ele a fost închis permanent din cauza atacurilor din acest weekend. Perimetrul centralei este la rândul lui generator de riscuri pentru că rușii au plantat deja mine de-a lungul de-a lungul perimetrului acestei centrale și dincolo de linia iazurilor de răcire în jurul lacului de acumulare Kahovka. Rusia are la fața locului personal de la Rosatom pentru a coordona măsurile de, de, de decuplare a centralei Zaporojie de la sistemul energetic ucrainan, inclusiv prin uh, distrugerea liniilor de înaltă tensiune. Centrala este practic folosită pe post de o static, care poartă o centură de explozibil. Bogdan, nu pot să nu te întreb în primul rând cum ne poate afecta pe noi toată această situație. De la centrala Zaporojie până la București sunt 1044 de kilometri, cu 6 kilometri mai mult decât de la centrala Cernobâl la București. Un dezastru nuclear se poate întinde repede. Este și motivul pentru care Energoatom a făcut apel urgent la Organizația Națiunilor Unite, la Agenția Internațională pentru Energie Atomică, dar și la Asociația Mondială a Operatorilor Nucleari, Ucraina vrea până la urmă ca aceste instituții să intervine, să preia controlul asupra centralei, să o demilitarizeze complet, asta înseamnă să-i scoate pe ruși de acolo și să revină la starea de dinainte de invazie când centrala opera în condiții de maximă siguranță. Bogdan, îți mulțumesc foarte mult pentru precizări.